Ah, ce îmi place să fiu aici la sală. Ce alergăm noi aici, eu împreună cu prietenii mei? Am stat mult aici. Ah, bă, ce vrei? Facem sală, ai uitat? Ce faci asta? Păi, Ștefan, asta e bandă. E prima dată la sală. Alergi pe bandă, ce ea merge și tu alergi pe ea și slăbești ca și cum știi și faci mușchi ca lumea. Bă, ești nebun. Stai, ia că alerg eu. Bă, olu, ce-a fost mă asta? Doamne, închide-l mă acolo. Tu de ce, ai tras puțin de gantera asta sau nu? Ce-i mâna? Nu, de ce aș face? E murdar. Ea m-a înghețată sandwich. M-a putuita. Cum adică m-a înghețată sandwich? Adică m-a înghețată sandwich, ce? Lucia, ai uitat de dieta pe care noi am spus o ținem? Dieta, dieta, mai lasă-mă, când stai să mănânc înghețată? Doamne, păi dar ce sală facem noi, Oana, zi? Nu mai facem, e gata. Păi chiar nu mai facem. Doamne, ok. Vreau să vă spun că o să vă plătesc doar vouă subscripția la sală. Și pe Lucia o lăsăm să se îngrașe cât vrea ea, ok? Nu mă îngraș, stai liniștit. Da, 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 mai mănânc acolo 10 pentru tone. Eu merg la plimbări în pădure să-mi iau căpșuni în fiecare weekend. La 4 dimineața? Dar ce mai găină? Bă, eu am plecat că prea mă enervează Lucia. Mi-a distrus toată ziua, efectiv. Auzi la ea. Eu am voie înghețată și tu nu. Uite mă gândac aici. Mai bine, mănâncă-l pe ăla că-s proteine. Ia dă-l în coasă-l mănânc, ia. Dă-l în coasă proteine la sală. Păi e bun, e proteină. Ce aia? Ștefan, ai pus mucitorii tăi să-ți construiască o casă nouă sau ce e acolo? Adică, dar ce urâtă e. Dar mai schimbat-o de 7 luni, te rog frumos. Ce mă aia? Oana, de ce e în fața casei tăle, gen? What? Dar de unde vreau să știu eu? Ce mă asta, că nu înțeleg. Dar strică imaginea orașului, că urâtă rău. Dar strică imaginea orașului, taci-mă din gură cu imaginea orașului, auzi. Ia uzi mă la ea. Mamă, ce mă blocul ăsta? Wow, uite, poți să vezi prin el. N-o sparge, mă. Că e frumoasă. Dar nu te sparge, uite. Păi da, dar e frumos de aia, mai bine. E un fel de sticlă. Exact, e un fel de sticlă puternică, cred că, sau ceva. Să n-o spargă tonteleca de Lucia. Hei! Lasă-mă în pace. Dar ce-ți vezi din gură? O să ne luăm picăi să și spargem prostia asta, că e urâtă rău. Ce mă ăsta? E un fel de computer, ia. Stai, asta nu pare o casă normală. Deci, ce? Mi se pare mie sau asta e o casă gen din viitor? Ce fel de ciudat arată. Păi alea nu e un viitor cred în care vreau să locuiesc gigantic. Păi da, da, uite genie, exact. Un calculator gigantic, exact asta am vrut să zic. Uite, un buton aici. Mă, ce? Ce e acolo? S-a deschis? Ia, deschideți-mi ușa, deschideți-mi ușa. Mamă, ce-i mă aici? Hai, intrați, intrați, intrați. Sigur că e ok să fim aici. Se mișcă chestii. Butoane, ia să le apăsăm. Alo, alo, butoane, butoane. Uite, o carte, butoane. Parte o carte? Ce se întâmplă pe cartea aia? Da, da, cine vrea să citească că eu n-am chestii? Ia, dă-i lui Lucia să citească ea. Da, tu mai fost. Exact. Hai, Lucia, să te aud. Ia să vedem. Așa. Zice, această mașinărie poate upgrada o persoană într-o versiune mult mai bună. Cum ok. Adică? Păi, a, mai puternic, mai inteligent, mai smecher. Generatoare trebuie legate. Vreau. Generatoarele? Generatoare trebuie legate? Astea sunt generatoare, cred că. Uite că sunt pe tavan. De cap, pe adrenția să ajute aici. Bă, da, păi și cum le legăm? Aici, cred că o să ajungem să le legăm de butoane. Bă, butoanele astea nu fac nimic. Dar de ce încerci? De ce încerci direct să faci? Tu chiar vrei? Cine știe? Lucia, vreau să fiu mai upgradat, mai șmecher, mai inteligent. Dar tu nu te întrebi. Dar nu suntem deja? Păi suntem într-o... Mamă, da, uitați-vă sub noi și... Mamă, astea sunt niște mecanisme care... Simt un vânt așa, vedeți? Mamă, ce tare. Da, aer condiționat. Bă, nu cred că e aer condiționat ăsta, că e aer cald, gen, adică e calorifer. Ai de capul meu. Dacă ne faci niște mulțuri. Și s-ar fi frică. Poate ne dă medicamente. Ce medicamente, mă, dacă stai într-o cameră? Ok, nu, ideea este că... Stai, ia, dăm cartea puțin, vreau și să mă uit pe ea, să vedem așa, ia. Ok, oare am furt cartea așa, perfect. Ok, deci ai verificat tu sigur că nu scrie altceva. Ok, deci generatoare trebuie legate. Păi generatoare, prin ce poți să le legi? Prin fire, nu? Adică prin ce altceva? Fire, da, cablu. Da, logic. Ce spuneți atunci să mergem? Dar stai că noi avem un șantier în lucru. Hai să furăm fire de acolo. Ce spuneți? Vreți? Hai că vă deschid eu ușa. Păi nu, stai, am o idee. Mai sunt mucitorii aia pe acolo? Da, e 12. Cred că au vacanță, doamne. Pauză. Ok, e posibil. Da, e pauza de masă. Exact. Mamă, bună idee. Da, uite că nu văd pe nimeni. Hai să vedem prima dată. Ok.
Mamă, vedeți că deja începe să se construiască ceva acolo, vedeți? Mamă, tare rău de tot. Da, și uite, s-a prelungit și drumul. Ok. Ții de pază să nu vină cineva. Ok, Oana, ții de pază, ok. Ștefane, ai găsit vreun fir până acum? Ai vreun fir ceva pe aici? Nu are nimic pe aici. Aici? Da, chiar ai de sus, ai de sus, ai de repede de sus acolo. Mamă, sper să găsim neapărat ce căutăm. Haide, haide, haide. Boi, și oameni, nu mai pot. Hai că aproape am ajuns. Ce, accesul interzis? Fire, da, chiar uite și vin de la ăsta. N-avem voie. Păi exact, n-avem voie acolo. Hai să le spargem, haide, haide, luați-le, luați-le, luați-le. Oh my god. Ești nebun. Bă, nu-mi pasă. N-avem cum să picăm, că gen, uite, dacă te uiți macaraua asta. Mamă, dar stai așa puțin, Ștefane, că uite, pe margine aici, ai grijă. Așa, bravo, spargele, spargele. E ușor, mă. Da, știu, că tu cazi. Așa, așa, ai, bravo, Ștefan, ia-le, ia-le, ia-le pe toate, că poate avea nevoie de toate, dar de fapt nu cred că ne mai trebuie așa multe, ia-le, ia-le. Nu cred că avem, uite, băi, nu pot să cred. Ștefan, Ștefan, ai grijă. Ok, Ștefane, am o idee. Nu, și eu, poți și-a căzut pe macara acolo, stai că vin și eu. Ștefan, salut. Ești bine, mă? Ia, așa, facem parkour așa și, bum, ok, mamă, perfect, parkour master sunt, băi. Așa. Haideți repede, cred că am văzut pe cineva. Oh, nu, 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 mamă, cred că s-a dus pauza de masă. Săracii, când o să vadă că nu le mai merge macaraua. Nu, lasă-l pe Andrei și pe Vasile. Ce cameră, nu era nimic pe acolo, gen. Nu, nu l-am văzut pe niciun Raul. Băi, Ștefane, gata cu Raul și cu ăștia, pentru că noi trebuie să facem o mașinărie. Raul, bine, eu am 18. Ok, ok, Ștefane, fii atent. Păi eu mă pricep, dar mă pricep cu cablul pentru că mi-am făcut un prăjitor de pâine de la zero, gen, și prăjește pâinea. Da, jur. Ștefane, dăm firele. Dăm toate firele pe care le ai. Ok, și o să legăm. Deci să ne legăm generatoarele între ele. Deci facem așa, bam, bam, bam. Uite, automat trece și prin fire. Bam. Ok, și generatorul, gata, l-am legat. Păi și ce înseamnă asta, adică... Nu. No. Cum, mă, nu? Deci abia acum trebuie să apăsăm butoane. Eu, poate acum trebuie apăsat, da. Păi... Exact. Ok, să apăsăm atunci, aia, dă-l și pe ăsta, dă... Păi, apasă-l, păi, nu, așa, bravo! Mă, ce s-a... Ce tocmai s-a întâmplat? Ce ai făcut? Lucia, de ce ești un prăjitor de pâine? Când mai vorbeam de prăjitor. Mă, ce? Oana... Ce aveți cu... Voi? Cu mine? Adică cine suntem noi? Nu ne recunoști, Oana? Exact, regii României, suntem cei mai șmecheri. Am văzut prin pereți. Bă, și eu, mamă, ce, asta e sabie upgradată. Ia uite. Uite, mamă, am văzut prin toți pereții. Ia uite ce tare. Mamă, vezi că e tare rău de tot. Ia că am ieșit de aici, ok. Mamă. Aici nu vedem din peoare, putem să vedem diamantele sub? Nu, nu putem, deci doar mașineria asta. Stai, Ștefan, am o teorie. Noi dacă vedem ce? Doar prin chestia asta, înseamnă că doar noi putem vedea această mașinărie? Poate. Sau păi... poate e o hologramă. Și cum ar putea fi o hologramă? Să vedem dacă vedem prin. Bine, hai să mergem la Oana exact, să stricăm casa. Hai la Oana, să stricăm casa. Uite, stai, dau pixei. Ia, și nu s-a văzut? Ia, dă-i înăuntru, ia. Nu, tot nu se vede. Dar nu se întâmplă nimic. Bă! Nu, e de... Mamă, deci e de la mașinăria aia. Ok, băi, tare rău de tot, sincer, dar... Ok, o să arunc firele astea, că nu mai avem nevoie de ele la gunoi. Bam, le-am distrus. Mai aveai? Mai aveam câteva, da. Poate mai trebuie eu. Le-am aruncat deja. Nu mai avem nevoie de ele, 100%, Ștefan, nu-i așa? Pentru că acum suntem mai upgradați. Mamă, sunt și puternic rău de tot. Ia fii atent, mă, ia dă-mă un pumn, dă-mi un pumn acum. Na, nici măcar nu l-am simțit. Nici nu-l simt, nici nu-l simt. Dar nici te miști. Păi exact, pentru că sunt mult prea puternic acum. Pleacă, bă, ia că-ți dau mă un pumn. Na, mă, na, că-ți dau un pumn. Păi zici că ești robot. Păi chiar sunt robot, nu vezi? Pipop, pipop. Păi eu sunt robotul Jakey, foarte upgradat. Păi am doar capul, pentru că inima este de metal. Pipop. Despre ce vorbiți aici? Doamne, ce ciudat. Nu sunt ciudat, sunt robotul upgradat. Te rog, nu mai da în mine. Băi. Doamne, bă, prea tare. Dar e că eu mă simt ca înainte. Adică nu sunt nou sau ceva, nu știu. Dar într-adevăr mă simt mai puternic un pic. Eu mă simt puțin ruginită, da. Păi tu crezi și eu, dar cum ai ajuns tu să fii un prăjitor de pâine, gen? Adică, doamne, dar chiar ia, pune-te pe burtă aici. Pune-te pe burtă. Ia pune-te. Păi nu pe burtă, pe burtă. Ia. Zici că e pământul, adică piatra. Nu-ți bate joc de mine. Fiți atenți, ce spunem să...
Ideea e, mai știți că era un oraș pe lângă care avea niște oameni care au furat de la noi mai de mult. Mai știți, nu? Mai știți? Da, normal. Da, dar am scăpat de ei. Când am scăpat de ei? Nu mai vin la noi. Păi nu, zic că nu mai vin la noi de ceva vreme. Păi da, dar ar fi bine să mergem la ei și să le furăm cine au luat, nu? Le e frică exact. Să vină. Da, normal. Mamă, ia veniți după mine atunci să mergem să le furăm. Mă rog, adică le furăm, că ne luăm chestiile înapoi, că ei au furat de la noi, hoțomanilor. Haideți că suntem în orașul vecin de la ăștia de la care ne-au furat goldul. Să mergem să ne-l recuperăm dacă mai e, sper că nu l-au vândut. Ce emoții să ai, mă, nu vezi ce puternici suntem? Exact, ia uite. Cine știe? Ce sunt, mă, ăștia? Hai că da. Ce, mă, da, uite, ăla ți se pare ție că e upgradat, ăla ți se pare că e puternic. Okay. Uite notoroi, uite ce nesoi are. Ia veniți, mă, nesoilor, în coa. Ia, Ștefane, fii atent. Bate-l pe ăsta. Așa, bravo. Uite, da, bănel. Uite-ne goldul. Doamne, mă, voi aici v-ați ascuns, mă, goldul. Ia, uite. Bă, dar chiar ăsta nu e destul, gen, nu era tot. Așa, Ștefan, bravo, bate-i pe toți, bate-ți-i pe toți. Ia, vină, mă, și tu, nesuferitule, ne-ați furat noi goldul, nu? Na, dați-ne goldul înapoi, nesuferiților ce sunteți. Vină, mă, așa, fugiți, așa, așa, trebuie să fugiți. Așa, bă, cred că nu mai e nimeni, nu, adică, cred că... Păi, nu știu, m-am uitat, dar nu mai e gold deloc, pe nicăieri nu mai e gold. Și ăla nu era tot, cred că l-au consumat sau ceva. Oh, nu e bine. Păi normal, ceva vreme de când l-au luat. Da, nu, e consumat 100%, nu mai e. Aoleo, Lucia, da, nu mai vine atacă, n-ai avut grijă de gold. De ce, mă, da, că uite, era păzitoarea sau ce? Păi, eu știu cine era păzitoarea. Păi, nu mai da mă în ăsta, că-i... Ce are, mă, Ștefan? Pipop? Ce ai, mă, ce Pipop? Ce mai știu vorbi? Nu mai știi să mai vorbești? Ce are, mă, ăsta? Stai, ce? Nu. Dacă ne transformăm complet... Tu chiar nu mai poți să mai vorbești, Ștefan? Hai, Ștefan, nu mai face mișto, minți. No, ăsta face mișto, mai mă să ne luăm goldul înapoi, că ăsta face mișto. Hai, mă, termină. No, 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 face mișto, 100% face mișto. Îți bate și el joc, gen, că suntem fericiți că ne-am luat goldul. O să vă distrug. Mă, ce? Începe să... O să vorbească cu Zero și cu unul. Ștefan, au, mă, Ștefane, ești nebun? Ce are? Ce are, mă, ăsta? Mă, Ștefane, eu. Bă, dă-i una să-și revină, Ștefan. Ia, mă, o bucată, ia, mă, o bucată, na, na. Ce are, mă, ăsta? Bă. Ok, stai, că l-am culcat pe jos, stai așa. Stai, mă, așa puțin să... Deci, culoarea nu și-a schimbat-o, e aceeași. Păi da, poate înăuntru s-a întâmplat ceva, a făcut scurt circuit de la tata. Înăuntru? Este, mă, na. Băi, Ștefane. Ce? Ok, și-a revenit. Doamne, ce m-am Ștefane, speriat. Ai pierdut controlul. Ce? I-am două părți, dacă vezi la ochi. Păi, observ, da, da. Păi, stai, mă, luați goldul înapoi, da, înainte, da. Băi, Ștefane, nu e ok, ai vrut să mă elimini. Păi, n-am ce faci dacă aș te mai upgradat după mine cu ochi roșu. Păi, nu, eu te-am upgradat în primul rând, adică mașinăria, nu vezi că și eu am o lentilă la ochi. Păi, și dacă eu le-am pus, înseamnă că eu am... De fapt, stai, eu m-am gândit la Lucia să fie... Mă, eu am ceva de un prăjitor de pâine, că l-am confecționat din ălea. Da. Și acum da, Lucia e un prăjitor de pâine. Da. Crezi că de-aia? Păi de ce m-am gândit eu la Ștefan să aibă două părți, una rea și una bună? N-are niciun sens și la Oana n-are nimic, gen, ea e nimic. Cu Jake e rău. Da, poate te-ai gândit că Ștefan e fals sau ceva, că te-a mintit atunci de chestia aia. Nu, nu, n-are da, sens cu okay. Și dacă tu ai crezut că e așa, s-a făcut dublu sau ceva. E posibil. Păi, nu, Ștefane, nu, deci... Să punem goldul. Mamă, și nu mai am firele alea, exact, mergem la bancă să punem goldul, dar trebuie să avem grijă cu Ștefan. Păi, eu le-am aruncat, nu e vina ta că tu mi-ai zis că nu mai avem nevoie de ele, Ștefan, tu mi-ai zis. A unde, de unde până unde? Așa mi-ai zis tu. Păi, mă, ce e ce-s ăsta aici? Gold? Oh, nu e niciun gold aici. Cred că e ce-s tu ascuns al lui Ștefan. Te-ai dus direct la el. Păi nu pune goldul, că trebuie să-l băgăm în bancă, băi. Că ăsta e goldul nostru. Așa, doamne, mă, care a venit, mă, cu private jet-ul aici la dojo? Cred că e Oanei. Ia-l Oanei. Da, că-l împrumut. A fost furat. Ok, ce da, cred că Oana nu mai are private jet. Ok, să mergem la pizza, punem banii ăștia înapoi la bancă. Și problema este, fraților, că... Ok, se întâmplă ceva cam ciudat cu Ștefan și nu știu ce să zic, adică ați văzut și voi că s-a transformat în ceva malefic dintr-o dată? Unde mergem, mă, la chiar e ok nu, să lăsăm știu, puneți singur. Aici goldul, păi nu prea e ok să lăsăm singur, dar bă, ce facem, mă? Ok, s-a pus pe poliție, gen, ce facem, mă, ăla? S-a aruncat. Nu te-a durut când te-a aruncat de sus de acolo, mă? Nu. Ok, da, atunci e ok, da, e ok. Hai să vedem ce se mai întâmplă în mașinăria aia. Poate, mamă, cum ar fi să fi dispărut sau ceva? Dar nu cred că a dispărut, nu?
Nu, nicio șansă. De ce nu le-a lăsat mai multe instrucțiuni cu riscuri și cu de-astea? Nu e corect. Da, nici eu nu știu, sincer. Dar, uite că încă e aici. Ia să intrăm înapoi în ea. Ok, bă, e ok că totuși, adică eu chiar mă simt foarte puternic și șmecher, dar nu prea e bine cu Ștefan, că gen cam are o versiune foarte rea a lui. Da. Dar ce sunt astea din de aici? Da. Stai, ăstea, Ștefan. A, benzina. Ce sunt? Nu e mă benzina, aici, uite, aici am vârți. Nu cumva, vezi? Astea erau generatoarele și ele erau altceva? Ce sunt astea? Bă, da, ia firele. Stai. Astea minim oameni. Păi nu, nu, mai bine nu, no, stai, am o idee. Am o idee, mai bine mergem în spate la mall și luăm firele alea de curent. Știți, alea verzi? Hai mă, de la aerele condiționat. Aia, le punem în, mă rog, le punem, le să-și punem le pună niciodată singur, ia auzi mă la aia. Hai mă, în spate la mall acolo să furăm alte fire, că ne mai trebuie. Ne vrei să fur de la toți. Eu cred că asta lipsea, eu cred că le erau generatoarele de, nu știu, de benzină sau ceva, cum ai zis Ștefan, și cred că din cauza ălora nu v-a transformat pe voi la ca lumea. La ce benzină noi? Păi, nu știu, miroșea benzină sau ceva, nu cred că miroșea benzină. Nu. Mă rog, adică eu unul nu mai simt nimic, dar da, cred că, bine, într-adevăr. Da, hai să mergem aici în spate la mall. Ia uite-le, mamă, ce bine arată. Ia. Bă, chiar voiam alte fire. Ia uite. Uite, mamă, ăsta săracu e, de aici pornește totul, cred că. Hai că mai pornește totul. Ia, dați-le mă încoa. Bă, tot luăm, tot. Păi, oricum avea nevoie, cred că de Ștefane, pe ăla nu cred că poți să-l furi, că ăsta e greu de spart. N-are parolă, în primul rând. Are parolă? Nu are. Nu are. N-are? Păi ei se pune, da, o parolă, îi pun cea mai gravă parolă. 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Da, ce de fapt, 1, 2, 3, 4. Să-l iau pe sus? Ia, vină încoa. Nu, nu merge, e prea greu, mă. Nu, e prea greu, Ștefane, e prea greu. Nu pot intra. Aveți distracție, hai să mergem acolo, asta e important. Asta înseamnă că nu sunt destul de upgradat. Exact. Trebuie să fiu și mai upgradat de atâta. Trebuie să fiu cel mai puternic dintre roboți, mă rog, să fim toți cei mai puternici dintre roboți. Uite, gen, mașina asta, efectiv, pot să o iau. Și uitați-vă unde pot să o arunc. O arunc efectiv pe soare. Ia uitați-vă, ia uite. Mă, da, vezi că pot să arunc. Mai departe. Și mai departe. Da-o, mă, încolo de mașină, că noi suntem puternici acum, așa, Ștefane. Păi, nu mai închide ușa în față. Doamne, așa, mersi. Ok, deci fii atent. M-ați lăsat afară. Băi, prăjitor de pâine, ia dă-te la o parte că trebuie să unim astea. Ok, aici. Deci ce să le lasăm? Hai, bam, bam, bam. Hai, ce cum stă acolo. Facem și astea, bam. Și după, dă-te oana din fața mea. Mă, că am oflet cu ușa. Așa, fii atent, Ștefan, astea sunt ultimele două fire. Le punem fix aici lângă aceste două butoane. Aici. Da, exact, uite. 1 și 2. Mamă. Oare acum o să meargă? O să fie ceva diferit? Apasă-le iar. Hai să vedem. Stai, gen, le-am dezapăsat, dar înainte să le apas, nu știu, mi-e cam frică, adică... Ție-ți e frică, e prea târziu să-ți fie frică. Să le apeși tu? Da, e prea târziu. Păi, da, știi cum e, trei de și. Bă! Doamne, Ștefane! Mă, ce? Mă, ce s-a întâmplat cu voi? Chichi, verde! Mamă! Sunt în sfârșit în versiunea mea finală. Arătați ca niște roboți malefici. Cine a zis că nu sunt malefic? Asta. Ok, ia să deschidem ăsta să ieșim. Perfect. Mamă, ia. Mă, ce? Oh my god. Mamă. Ok. Da, spre soare. Spre soare. Hai să-i sugem soarele. Ok. Nu pot să cred așa ceva. E puțin cam frig, dar ideea e că eu doar îmi simt metalul de pe mine rece, pentru că eu nu mai am nicio parte din mine om. Sunt full mecanic acum. Adică nu mecanic de mașină. Sunt mecanic gen din fier. Exact, mamă, deci vreau să ne testăm abilitățile noi, upgradate la maximum. Și ce spune să mergem, nu știu, departe pe un câmp sau nu? Hai să distrugem un oraș total, ce spune să-l distrugem, vreți? Mamă, nu. Care, că ploaia, am fost deja la... Păi aia nu mai sunt, lasă că mai știu un alt oraș, hai să mergem să-l distrugem total și pe ăla. Hai că urcați aici în mașină, urcați aici după mine. Dar ce sens mai are să mai conducem, pentru că... Nu. Hai să zburăm. Exact, mai bine zburăm, nu gen, nu-i mai ușor să zburăm? Da. Ce bine!
Nu știam, sincer, că puteți ne facem din propriul nostru metal aripi. Chiar arătăm foarte bine, sincer. Sunt mecanici, ce cool ce sunt. Da, aveți grijă că totuși șuruburile nu cred că sunt strânse foarte bine la tine, prăjitor de pâine. Așa că să ai grijă, ok? Nu mai îmi spune așa, băi. Bine, stai că deja Ștefan a plecat. Hai să mergem și după el. Haide, hai să mergem pe undeva să batem un oraș. Hai, veniți după mine, mecanicilor. Deja văd un oraș în față. Mamă, da, ce sunt ăștia? Da, uite, vezi? Mamă, câți viermi sunt pe aici. Cred că viermii ăștia au ieșit de la răcoarea de afară, că nu mai există soarele, că l-am distrus. Ștefan, nu te doare gen când dau în tine ăștia? Ia stai, ia dă-te Ștefan la o parte. Ia dă-te, ia să testăm ceva. Ia, dă-te-ți-vă la o parte, dă-te-ți-vă la o parte. Ia, plecați de aici, plecați de aici. Doi, ok, mamă, ia fii atent. Bum. Mamă. Ia că dăm și noi aia. Bă, da, cât sunt? Păi sunt mulți. Da, uite, mă, uite că sunt și acolo. Da, cred că o să-i doborâm până poimine, că sunt extrem de mulți, sincer. Ia veniți în orașul ăsta. Mă, mai să distrugem orașul ăsta, ia uite-l. Fii atent, Ștefan, ce spui să facem un concurs și distrugem mai multe case? Eu o să fiu ăla. Ia uite, una. Așa, bravo, bravo, bravo. Ia sunt și casa aia de acolo. Haide, bă, mamă, e prea încălzită arma asta. Nu pot să o folosesc, frige prea mult. Nu, mamă, nu-i corect. Nu mi se pare corect. Așa, ia că putem să o folosim iară. Boom. Ștefane. Stai, bă, că mi s-a încărcat 5 ani. Păi s-a încălzit prea tare de-aia. Fii atent că dau una asta. Bum, no. Bă, săracu. Ce-i mă ăla acolo? Mă, ce-i mă ăsta? Un elefant? Elefantul Cici. Săracu elefant. Păi da. Mergea cu travelerul, săracu. Săracu, stai așa că trebuie să-mi încarc arma. Așa, perfect. Deci, văd că mai este aici un singur supraviețuitor. Nu cred că mai este săracu. Bă, și Iron Golem-ul. Iron Golem-ul, poți să dai și după el, dar nu prea contează Iron Golem-ul. Oricum și el este făcut din metal, logic, adică nu e tot din metal făcut. Plecați, bă! Bă, tu cine ești, mă, invizibilule? Era și el invizibil, al supraviețuitor. Bă, mergem tu. Deci ce spuneți că acum, pentru că suntem în cele mai bune versiuni ale noastre, nu doar să cucerim această planetă, ci să cucerim tot universul, să creăm o gaură neagră care să absoarbă tot și noi să fim singurii care o să rezistăm. Pentru că uite, vedeți mâinile astea pe care le-am eu aici, uite, vezi Ștefan? Da, de pământ. Ăsta este un foc verde, atunci când o să miunesc pumnii, o să creez o gaură neagră care o să înghită această planetă. Ai puteri de plasmă și în pumni. Da, nu știu cum s-a întâmplat exact asta, dar să știi că nu mă deranjează, deci este timpul să distrugem toată planeta asta, nu? Hai prima dată, voi zburați, eu o să termin aici ce am început și ne întâlnim pe următoarea planetă, ok? Haideți, prieteni! Haideți! Hai, duceți-vă și este timpul!